Îl folosesc și la altele. L-a dezinfectat, sterilizat, curățat, inclusiv apa pe care o beau în fiecare zi. Pentru mine asta e o măsură. Are 750 de mililitri și o beau în fiecare zi. Și îi dăm drum. Haideți să vedeți frumusețe. Ei, imaginați-vă că apa, în timp ce noi vorbim, devine pură. Aerul, mâncarea, alimentele, tot ceea ce tratez cu ajutorul imunocubului meu, devin mult mai curate și mai sănătoase. Am simțit-o, repet, pe pielea mea. Bună seara, bun găsit, dragii mei, la o nouă emisiune de astrologie. Iată că revin după o lună de zile cu forțe proaspete. Pot să fiu alături de dumneavoastră, din păcate doar online, dar nu spun din păcate, pentru că și online-ul este urmărit și în special YouTube-ul este urmărit de foarte multă lume. Am să încep cu un comentariu despre luna iulie, pentru că mi se pare foarte important în această lună destul de... trei planete și în special planete personale, de-aia mă agați, ca să zic așa, de treaba asta, care schimbă semnul. Apoi avem luna nouă și luna plină, avem faptul că Jupiter intră în retrogradare până în, din 28 iulie până în noiembrie, o să vorbim atunci, dar ce zic eu că este mai important este conjuncția, după 18 ani, dar nu e după 18, este după 18 ani conjuncția Uranus-Nodul Nord, dar dacă este să ne luăm după faptul că Nodul Nord, Uranus străbate cercul zodiacal în 84 de ani, înmulțiți cu 18 ani, care este ciclul nodurilor lunare, și veți vedea de câtă vreme nu s-a mai produs această conjuncție în semnul Taurului. Haideți să le luăm pe rând să vedem despre ce este vorba. Păi, pe 15 iulie Marte intră în Taur. Încet și constant câștigă cursa, ar putea fi leitmotivul lui Marte în Taur. Acest lucru presupune că el ne transformă în niște creatori aparent placide, aparent placide, dar să nu uităm că acestea sunt buldozerul zodiacului, condus de o dorință, unui stil de viață sigur, stabil și abundent. Și foarte bine, Marte este planeta acțiunii care guvernează semnul berbecului, care este orientat spre acțiune. Taurul este semn fix de pământ, reprezintă dulceața vieții pământești, ca să spun așa. Marte nu se simte confortabil în Taurul guvernat de Venus. Vrea să acționeze, iar Taurul ar vrea să-și tragă sufletul așezându-se la umbra unui copac. Taurul îl încetinește pe Marte, dar îi oferă mai multă forță, atenție și rezistență. Trăsăturile pozitive ale lui Marte în Taur sunt răbdarea, stabilitatea, calmul, neclintirea, angajarea, senzualitatea, puterea. Provocările asociate lui Marte în Taur includ încăpățânarea, pasivitatea, exagerarea, exagerat de indulgent cu sine, amânarea, lipsa de motivație, posesivitatea, furia explozivă. Este o perioadă în care vom duce un stil de viață, aș spune, plăcut din punct de vedere estetic, care implică adesea muzica, dansul, cântul, poezia și artele în general. Dar, în același timp, ne face muncitori asidui, practicieni, realiști, motivați să ne bucurăm de viață și să creăm frumusețe, confort și securitate. Ne va displace schimbarea și va trebui să depășim starea de inerție interioară înainte de a lua măsuri. Cu toate acestea, odată ce decidem să luăm măsuri, nu vom fi ocoliți de probleme și nu vom avea răbdarea, curajul și perseverența pentru a obține ceea ce ne dorim. Marte devine lent, precaut și implacabil în stilul de acțiune al Taurului. Totuși, cu Marte în Taur avem o prezență fizică impunătoare, energie fizică extraordinară și rezistență. Ba mai mult, suntem chiar foarte bine centrați. Marte în semnul condus de Venus înseamnă că relațiile romantice sunt foarte importante acum. Putem auzi de cupluri care știam că sunt în pragul divorțurilor, că s-au împăcat.
Putem de asemenea să aflăm despre cupluri pe care le credeam extrem de solide, că de fapt sunt mai nesigure decât picătura de apă absorbită de nisip. În sensul că s-ar putea să aflăm deoarece aventuri conjugale, neașteptate, neplăcute și, bineînțeles, care se vor lăsa cu repercusiuni. De ce se întâmplă treaba asta? Pentru că ne confruntăm cu o foame în expresia fizică a iubirii și devenim maestri plăcerilor senzuale și al preludiilor. Devenim demonstrativi, afectuoși și atingem cu pricepere tot atunci când vine vorba despre a ne mulțumi iubitul sau iubita. Poate că mai târziu ne vom angaja și în relații de durată, dar confortul și stabilitatea unei familii este ceea ce ne motivează cu adevărat. Marte în Taur are afinitate atât cu semnele de pământ cât și cu cele de apă. Deși o persoană cu Venus în Taur poate fi ca un afrodisiac, acest parteneriat poate induce o inerție suplimentară. Relaxați și calți, suntem probabil cei mai compatibili cu o persoană care are Venus în Rac. La fel ca Marte în Taur, Venus în Rac este angajată și nu se comportă obișnuit în ceea ce privește dragostea, dar își stimulează partenerul Marte în Taur la acțiune. Cu alte cuvinte, Marte în Taur sugerează că acțiunile noastre sunt îndreptate către plăceri și către securitatea materială. Venind pe latura socială, să știți că se evidențiază acum achizițiile de bunuri și aspectul durează cam o lună, o lună și jumătate. Căutăm calm, liniște și odihnă, sporește tendința acestor activități, este timpul să încetinim și să acționăm în mod deliberat și să ne gândim ce anume ne-ar interesa. Mă refer acum în mod special la achiziții de bunuri, când vorbesc despre achiziții de bunuri, la terenuri, la case, apartamente, bunuri funciare. Mercur, tot pe 5 iulie, Mercur intră în Rac. El supune atenției nevoile emoționale, discuțiile despre problemele de familie, amintiri, nostalgii, mintea devine subiectivă și emoțională. Tindem să fim mai sentimental decât de obicei și să devenim reactivi la situațiile cotidiene. Cu stăpânul comunicării în Rac devenim capricioși și defensivi. Avem o sensibilitate sporită la critici cu privire la modul în care sunt prezentate ideile și putem reacționa exagerat dacă suntem contestați. Nu mai știm să folosim cuvintele ca înainte. Vom prefera să ne salvăm gândurile pentru acele conversații intime cu cei apropiați. Racul este un semn al relațiilor strânse, cum este familia și prietenii de familie. Cu prietenii apropiați avem nevoie să ne asigurăm că simțim și suntem gânditori obiectivi. Poate că avem tendința să fim prea subiectivi, așa că un feedback clar ne poate ajuta să câștigăm perspectiva. Putem fi foarte sentimental până la punctul de a idealiza trecutul. Acest lucru face să fie dificil să renunțăm, mai ales dacă există o pierdere legată de o persoană sau de un loc. Racul are un puternic simț al locului și este un colecționar de amintiri, să nu uităm asta, impresii, dezamăgiri, vremuri pline de emoție. Starea de spirit sau impresiile sunt cele care modelează percepția. Va fi greu să ne angajăm într-o conversație bazată doar pe fapte, deoarece suntem orientați către o comunicare care rezonează aparte, la nivel mai personal. Are de-a face cu experiența umană intimă prin intermediul inimii și ca semn cardinal. Mercur inițiază prin conversație discuții despre artă, despre muzică, despre literatură, arte vindecătoare. Există daruri aici care au de-a face cu regăsirea universului propriu în povestea personală. În perioada cu Mercur în Rac nu mai suntem rapizi ca gândire, nici atât ca inteligență. În schimb, avem o cunoaștere subtilă
care adaugă profunzime și stimulează simțul umorului. Sărim verbal în ajutorul celor vulnerabili și se contează pe cuvântul nostru când este nevoie. Pentru că rezonăm în sensul mai profund al vieții, adesea suntem chemați să ținem discursuri la evenimentele de familie. Influența lui Mercur împletește emoțiile și gândurile, astfel încât o amintire poate face ca toate aceste sentimente să se transmită rapid, să ne trimită rapid în trecut. Poate fi o binecuvântare, dar atenție și un blestem. Uneori poate face să ne pierdem claritatea mentală, mai ales dacă încep să se adune probleme nerezolvate în timp. Iertarea față de sine și față de ceilalți poate ajuta la calmarea apelor agitate ale trecutului. Mercur în rac poate găsi o ieșire prin inteligență emoțională, pentru inteligența emoțională prin artă. Suntem capabili să exprimăm profunzimea oricărei experiențe și a oricăror dorințe emoționale pe care le avem de a trăi, de a iubi și de a aparține. Interesele noastre înclină către trecut și familie. S-ar putea să fim atrași de istorie, de cercetarea arborului genealogic, de zona fascinantă a vindecării traumei emoționale colective. Sufletul ancestral poate fi angajat și prin autoexprimare. Gândurile sunt vii, amintirile devin emoționale, iar noi, circumspecți, vorbim plin de suflet și suntem extrem de imaginativi. Posibile provocări apar atunci când ne ascundem percepțiile din frică. Vederea este tulburată de emoție și devenim prea subiectivi sau prea reactivi. Pe 13 iulie, avem luna plină în Capricorn, la 29 de grade și 21 de minute. Luna plină mărește volumul emoțiilor, știm asta, când are loc în Capricorn, putem simți că responsabilitățile noastre sunt prea multe, că suntem prea singuri, că suntem prea împovărați. Este un ciclu care a început în urmă cu aproximativ 6 luni, pe 2 ianuarie, cu luna nouă în Capricorn. Și vreau să vă spun, vă povestesc o chestie din proprie experiență, în sensul că atunci, pe 2 ianuarie, țin minte, încă nu eram venită în București, eram imediat după sărbătoarea Revelionului, s-a făcut un mic ritual de lună plină, în care singurul lucru pe care l-am solicitat, l-am dorit, de fapt, intenția pe care am primis-o în univers, am scris pe un bilețel de hârtie că vreau să mă angajez. Credeți, nu credeți? Știam unde vreau să mă angajez, știam, așteptam postul să apară. Vreau să vă spun că în urmă cu o lună și jumătate s-a publicat, am dat examenul, l-am luat. Deci iată că la luna plină din Capricorn de pe 13 iulie, eu pot să spun că în 6 luni am materializat intenția pe care am trimis-o în univers. Este un exemplu, credeți bine, nu credeți, iar e bine, dar încercați să vă centrați clar și decis pe ceea ce vă doriți. Aș spune să fiți foarte atenți și la casa astrologică în care are loc această lună plină, deoarece la mine, de exemplu, Capricornul, luna nouă s-a realizat pe ascendent. Am ascendentul în Capricorn. Acum vine luna plină în aceeași poziție și închide acest ciclu. Așa că aș sugera să aruncați o privire asupra casei astrologice în care se exprimă acest fenomen, deoarece va evidenția locul în care trebuie să aducem mai mult echilibru și în care să putem să realizăm ceva. Știm foarte bine că semnul racului este foarte puternic în primele 20 de zile ale acestei luni, așa că să creăm un echilibru între modul în care ne hrănim visele și responsabilitatea noastră față de ceilalți. Pe 17 iulie, Venus intră în rac. Ei bine, Venus știm că este planeta sensibilității și afecțiunii, în timp ce racul este cel care mai hrănitor semn din semn zodiacal. Când cei doi se întâlnesc, creează potențialul pentru o mai mare intimitate și șansa de a construi relații romantice solide. Vom dori să stăm acasă, să ne îmbrățișăm partenerii, copiii,
să vorbim despre sentimentele noastre. Dacă viața amoroasă a fost blocată sau am întâlnit un posibil angajament, e bine, acum lucrurile încep să arate din ce în ce mai bine. Nevoia de a avea grijă de alții, chiar și de mama, va fi mai foarte puternică cu Venus în rac. Familia și sentimentul de legătură cu rădăcinile noastre devin extrem de importante și se pot împlini în această perioadă. Nevoia de cuib ne va oferi o mare plăcere acum și putem decide să decorăm camera cum vrem noi. Putem să cumpărăm mobilier acum, putem să renovăm casa, să facem lucrurile să fie așa cum ne dorim noi, să-l transformăm în sanctuarul nostru. Dacă aveți afaceri legate de piața valorilor, activitățile de a cumpăra sau de a vinde sunt în floare. Venus este planeta banilor în rac, racul puternic legat de piața imobiliară pentru a fi un moment bun de acționat. Deci atenție, din nou un element care vine și vă spune, atenție, puteți cumpăra, puteți vinde apartamente, case, puteți cumpăra teren, puteți începe construcția unei case. Asta mi se pare extraordinar. Pe de altă parte, nu trebuie să fim surprinși dacă ne simțim puțin capricioși și delicați emoțional cu Venus în rac, mai ales când vine vorba despre prietenii și relații romantice. Acest tranzit ne poate face să ne simțim mai sensibili decât de obicei, deschizându-ne posibilitatea de a fi răniți emoțional. Aici trebuie să avem grijă. Natura autoprotectoare a racului este de a se retrage, de a se ascunde atunci când se întâmplă acest lucru. Deci fiți cu băgare de seamă cum acționați. În consecință cu Venus în rac, găsim plăcere în viața de acasă, în familie, în istorie. Ne plac fotografiile vechi. Până pe 17 iulie există încă o atmosferă puternic influențată de rac, care ne înclină spre grija purtată altora și pentru îngrijirea proprie. Este un moment minunat să cultivăm legăturile de familie și chiar să învățăm să gătim, să mergem la un curs de gătit și să începem să gătim cum ne place nouă. Și nu uitați, ne oferă ceva ce am ratat la, când Marte era în Taur, la luna plină din 2 ianuarie. Pe 19 iulie, Mercur intră în Leu. Deci iată că numai planete personale avem în joc. De aia spuneam că luna iulie este foarte interesantă sub acest aspect, pentru că influențează planetele personale în sensul că acestea schimbă semnul și deci iată, avem Marte, avem Mercur, avem Venus, acum îl avem, Mercur intră în Leu, deci lucrurile sunt cât se poate de clare. Marte, Venus, Mercur, cele trei planete în afară de Soare și de Lună sunt cele care schimbă, nu ne schimbă percepția, schimbă influența și ne face să ne interiorizăm. Asta este foarte important, că atunci când, știți că eu am o poveste, când spun că Mercur, când este retrograd, atenție, nu Mercur greșește. Mercur se interiorizează în momentul acela și noi putem să gândim, să ne gândim la anumite lucruri care ne aparțin, la lucruri pe care le-am pierdut, la lucrurile pe care ni le dorim, ce avem de făcut mai departe. El fiind maestru gândirii, ca să zic așa, profunde. Pe 19 iulie, Mercur intră în Leu. Posibile provocări. Influența lui Mercur poate genera probleme cu detaliile. Deci, atenție, suntem, facem lucruri, foarte multe lucruri. Suntem tentați să ne grăbim, să, cum spun eu, să fușerim și să scăpăm din vedere amănunte importante care pe unii dintre noi ne pot costa locul de muncă. Deci aveți mare grijă. Apoi, atenția este împărțită și mai puțin fluidă și putem fi percepuți ca aroganți, inflexibili, egoiști, nerealiști. Când Mercur se exprimă prin semnul de foc al leului, rezultă o personalitate plină de pasiune. Adesea, Mercur în leu captează atenția și este un vorbitor sau un interpret captivant. Astfel,
vom prefera dramaticul lumii, motiv pentru care devenim adevărate difuzoare ale acestuia. Mercur în leu excelează în vorbitul în public, în performanță și în a ști cum să cucerească inimile celorlalți, pictând o imagine de ansamblu atrăgătoare. Acest tip de personalitate știe cum să țină luminile reflectoarelor asupra sa, dar trebuie să aibă grijă să nu exagereze. Folosirea umorului și teatralitatea atenuează din tendința de a trece peste stilul de comunicare bazat pe ego, pe orgolii, ca să zicem așa. Căldura lui Mercur în leu, în schimb, în situații sociale, este contagioasă și este ușor să ne facem noi prieteni. Când este provocat de ceea ce este interesat, când este interesat de o altă persoană, Mercur în leu are darul de a scoate în evidență acel potențial. Iar acest lucru îi face campionei pasiunilor altora. Imaginația este extraordinar de prolifică, energia cu totul sunt captivante. Avându-l pe Mercur într-un semn de foc, unii pot face salturi efective, intuitive de gândire. Întotdeauna există o investiție uriașă a egoului în ceea ce se întâmplă, ceea ce poate duce la dezacorduri puternice, când alții îți pun la îndoială acțiunile și direcția. Mândria lui Mercur în leu poate fi rănită destul de ușor și este posibil să nu funcționeze bine în anonimatul și egalitatea necesare în sesiunile de brainstorming, de exemplu. Mercur în leu trebuie să fie recunoscut pentru unicitatea sa. Deci, Mercur în leu ne îndreaptă atenția spre creativitate, am putea urmări adevărate spectacole și lucruri care trezesc copilul interior, ne gândim mai mult la modul în care ne exprimăm, am putea acorda mai multă atenție impresiei pe care o facem altora, așa că este un moment bun pentru a spune ceea ce este adevărat pentru noi și pentru a vorbi despre lucrurile care ne aduc bucurie. Pe 22 iulie, soarele intră în leu, se schimbă perspectiva, totul devine mai dinamic, inclusiv pasiunea, și atunci trebuie să fim foarte atenți la prietenii noștri. Leul are dificultăți cu lumea mondenă. Va fi atras de cariere plină de culoare și de relații dramatice, în timp ce unii oameni au emoții la ideea de a întâlni pe cineva, leu consideră că este un moment oportun să se joace și să se bucure de plăcerile romantismului. După ce ai cunoscut un leu, s-ar putea să descoperi că sunt foarte loiali, dar numai față de ei înșiși. Te poți confrunta cu o rezistență ieșită din comun dacă încerci să-ți impui voința în fața unui leu de dragul unei relații. Orgoliul lor le-a creat reputația de a avea un super ego, supradimensionat, și că este un tip dificil. Dar în cele din urmă, respectul lor încăpățânat față de sine provoacă respect, deoarece mulți dintre ei își ating cele mai înalte obiective. Asta este surpriza soarelui în leu. Pe 28 iulie avem luna nouă în leu la 5 grade și 39 de minute, o perioadă bună pentru a planta semințe în ceea ce privește exprimarea de sine, un moment frumos pentru a ne conecta cu copilul interior și de a ajunge la ceea ce ne produce bucurie. Ce v-ați dori să obțineți în următoarele 6 luni în ceea ce privește creativitatea? Ei bine, acum faceți un ritual care sărbătorește viața și abundența ei și să cereți Universului ca lumina interioară să irumpă în exterior, sărbătorind, dacă vreți, esența sufletului nostru. Și ajungem la ultimele două evenimente pe care eu le consider extrem de importante, poate cele mai importante din luna iulie. Pe 28 iulie, Jupiter retrogradează de la 8 grade și 43 de minute Berbec. Va retrograda în perioada de 28 iulie-23 noiembrie din semnul Berbecului în Pești, domiciliul tradițional. Jupiter și-a început ciclul retrogradării pe 4 mai 2022,
în pești ca pe 10 mai să intre în Berbec. În timpul retrogradării, el va reveni în pești, pe 27 octombrie mai precis, iar ciclul retrogradării se va încheia anul viitor, pe 14 februarie, la 8 grade 43 în Berbec. Jupiter retrograd este un factor emoțional uriaș, în care învățăm să ne examinăm motivațiile, credințele, valorile, în general sensul vieții. Totul va părea puțin nepământean și oarecum incert în această perioadă, dar unii se vor descurca mai bine decât alții. În general, Jupiter rămâne o planetă legată de filozofie, de gândire și de dreptate. Bineînțeles, implicit justiție. S-ar putea să asistăm și vreau să vă spun că dovadă că ciclul retrogradării a început, mă refer din punct de vedere a justiției, două elemente, un ministru și celebrul personaj, regele Paul, au fost arestați, au fost reținuți. Deci s-ar putea să mai asistăm la niște lucruri care să ne lasă, ca să zic așa, oarecum cu gura căscată. Retrogradarea durează aproximativ 4-5 luni pe an, deoarece simbolizează împlinirea socială. Jupiter, când începe aparenta mișcare înapoi, întoarce totul cu susul în jos, cu alte cuvinte. Câștigul este că în acest timp devenim mai receptivi la vocea interioară și la intuiția noastră. În această perioadă nu trebuie să urmăm o cale care nu ni se potrivește. Mai bine dăm un pas înapoi, ne revizuim modul de gândire și ne redefinim obiectivele. Apoi, Jupiter este legat de normele sociale, de drepturile și valorile profunde. Are o asociere majoră cu spiritualitatea, cu credința, dar și cu filozofia. De aia spuneam că după această retrogradare și mai ales după conjuncția din 31 iulie a lui Uranus cu nodul Nord, următoarele 4 luni vor fi vitale, ar trebui să ne așteptăm la mișcări în forță, mișcări de stradă, foarte multă lume agitată și toate aceste lucruri vor, cum să spun, vor avea repercusiuni până în februarie anul viitor. Abia după aceea s-ar putea să ne putem trage sufletul. Se știe că Jupiter aduce entuziasm și veselie care la rândul lor ajută la stimularea progreselor proiectelor noastre. De obicei este legat de dezvoltarea socială, iar atunci când retrogradează, se întoarce asupra lui însuși, oferindu-ne ocazia să ne ascultăm pe noi și să punem sub lupă dorințele pe care le avem. Sunt ele realiste sau sunt învăluite în foarte multă metaforă? Învățând să ne înțelegem intuiția, viața va deveni mai semnificativă și chiar mai motivațională. De asemenea, ar trebui să ne așteptăm la apariția unei emoții puternice, apropo de cum aminteam de mișcări de mișcări sociale, precum furia și nemulțumirea în această fază. Jupiter retrograd semnifică expresia unei nevoi de a ne regăsi, de a ne angaja într-o introspecție care se poate dovedi în cele din urmă, să știți, salvatoare. Este un semn că trebuie să acceptăm să luăm o pauză pentru ca mai apoi să o luăm de la capăt. Trebuie să evităm încăpățânarea și să acordăm timp pentru a ne reevalua obiectivele. Mișcarea retrogradă a lui Jupiter ar trebui să ne inspire, să ne regândim alegerile și calea în viață, insuflând în același timp echilibru atât de necesar. Faza este marcată de îndoieli și poate duce la o analiză spirituală, metafizică, ezoterică și chiar religioasă neașteptată. Urmăm ceea ce se numește călătoria interioară spre de autocunoaștere și autorealizare și vom descoperi calitățile, curiozității și dorința de a descoperi atât de specifice lui Jupiter. În același timp, acest timp de reflecție, putem să profităm, atenție, de oportunități financiare uriașe, neașteptate. Deși este posibil să nu avem capacitatea să le gestionăm singuri, nu ezitați să profitați de oportunitățile care apar. Faceți-vă timp pentru a vă analiza comportamentul în raport cu mediul social și cu morala.
În perioada de retrogradare se va încheia în pești, Jupiter va face ultima conjuncție cu Neptun aflat în domiciliu. Astfel vom avea ocazia să revedem situații din trecut și să conștientizăm dacă impulsurile noastre au fost conforme cu ceea ce ne-a inspirat sau nu. Ajung la punctul pe care eu îl consider cel mai important din această lună și anume la conjuncția Uranus cu nodul nord aflat în Taur la 18 grade și 42 de minute. Vă spuneam că, având în vedere că Uranus face 84 de ani, întreg ciclu, parcurge în 84 de ani în cer ciclu, întreg ciclu zodiacal, 8 ori, 8 ori, deci Uranus nu s-a mai întâlnit cu nodul nord de, o să râdeți, din 1512. Deci am făcut un mic calcul ca să văd cum este. Ei bine, acest aspect astrologic marchează un moment important. Vorbesc de Uranus, nodul nord în Taur. Repet, nu cumva să aud altă enormitate să înscrieți că ați înțeles altceva. Acest aspect astrologic marchează un moment important în relația cu economia, cu sistemul de valori și cu o uriașă dorință de reînnoire radicală a valorilor personale. Aduce inovație în domeniul energiilor regenerabile. Va fi un mare pas spre progres. O invenție revoluționară va avea impact de proporție asupra lumii și asupra producției. Va trezi dorința de libertate care va produce convulsii sociale și economice în toate țările lumii în următoarele 4-5 luni. Deci modul în care se manifestă această energie liberatoare poate fi atât constructiv cât și destructiv. Cu toate acestea, consecințele înclină întotdeauna spre progres, chiar dacă pașii pot fi perturbatori și șocanți. Relațiile noastre cu noi înșine și cu ceilalți s-ar putea să nu mai fie niciodată aceleași. Când vine vorba despre evenimente astrologice mari care aduc zguduiri și surprize, logic că toată lumea se gândește la sezonul eclipselor. Este cel mai popular exemplu. Aceste evenimente supraalimentate care au loc de aproximativ 4 ori pe an sunt verificări ale realității imediate și adevărate semnale de trezire. Dar nu sunt singurele evenimente astrologice care ne-ar putea da lumea peste cap. Ori de câte ori Uranus, planeta răzvrătirii, a schimbărilor bruște și a inovației, este invitat la petrecere, putem anticipa un moment care cu adevărat să ne deschidă ochii la sau asupra a ceva. Și în această vară Uranus face conjuncția strânsă cu nodul nord, un punct legat de calea și creșterea spirituală, pentru prima dată. Am mai făcut acest lucru, v-am spus că în 1512 a avut loc acest, sper că nu m-am înșelat. Da, grad pe grad, vreau să spun. Dar în 2007 a mai fost un aspect de apropiere între Uranus și nodul nord. E drept un aspect destul de larg, care a stimulat oportunitatea de a identifica cu adevărat ce este bun pentru noi și cum trebuie să ne conducem destinul. Întâlnirea exactă, deci conjuncția exactă, are loc pe 31 iulie la ora 17:04, dar pentru că este un tranzit destul de lent, îl vom resimți pe măsură ce Uranus și nodul nord se unesc și se separă. Întrebarea este ce ar trebui să știm pentru a profita la maxim de efectele uraniene. Păi, în primul rând că Uranus în Taur alimentează trezirea în ceea ce privește sistemul de valori, siguranța și confortul nostru. Uranus, planeta revoluției, a viitorului și a descoperirilor, se află în Taur, al doilea semn al zodiacului, un semn fix de pământ, din 15 mai 2018. Va sta aici până pe 27 aprilie 2026. Se mișcă încet și este situat relativ departe de Pământ în comparație cu planetele mai rapide cum sunt Mercur, Venus și Marte. De aceea spun că Uranus este o planetă transpersonală
ceea ce înseamnă că efectul său astrologic tinde să fie resimțit de societate în ansamblu, nu atât la nivel individual, cu excepția cazului în care în tema natală el are o poziție semnificativă. Să zicem că în tipul pătratului sau opoziției cu Uranus natal. Și întotdeauna, deci, este de urmărit și v-am spus, eu am învățat și fac astrologie raportând lucrurile la evenimentele din viața. Le-am simțit pe pielea mea. Deci, pătratul cu Uranus natal cu Uranus transit mi-a deschis ochii asupra astrologiei. Uranus în opoziție cu Uranus natal m-a lăsat fără loc de muncă. Timp de 3 ani de zile am căutat înnebunit, am vrut să mă angajez. Asta se întâmpla în urmă cu 24 de ani, 22-24 de ani, pentru că, vărsător fiind, deci opozabilul leului, și la mine orgoliu este cât casă. Și mi-am dat demisiile de peste tot și, bineînțeles, dându-mi demisia, a fost foarte greu să-mi găsesc un alt loc de muncă. Deci de-aia vă spun, este extraordinar de urmărit când auziți că aveți Uranus în opoziție cu Uranus sau Uranus în pătrat cu Uranus, fiți foarte atenți la casele în care se află Uranus. Deci Uranus natal și Uranus în tranzit, știm acum că este în Taur, un Uranus natal, eu știu, în Fecioară, un Uranus natal în Leu, creează foarte multe lucruri și puteți să înțelegeți foarte multe lucruri despre dumneavoastră. De când este Uranus în Taur, din 2018, am văzut o mulțime de schimbări futuriste, gândiri la viitor, gândire de tip uranian, în ceea ce privește terenul specific Taurului, și anume securitate, iată ce nebunie este la graniță la noi, apropo de Ucraina, și la finanțe. Haideți să ne gândim numai un pic la apariția criptomonedelor sau a cardurilor care cu timpul vor înlocui moneda reală. Chiar dacă Uranus tinde să modeleze tendințele și modelele la scară globală, faptul că este în Taur poate alimenta epifanii majore legate de relațiile noastre, de sentimentul de securitate pe care îl avem în familie sau la locul de muncă și modul în care ne definim bogăția. Nodul Nord și nodul Sud sunt două puncte matematice, este vorba de ele intersectează orbita Lunii, care este cu 5 grade mai înclinată decât orbita Pământului, la fiecare 12 luni. Dar la fiecare aproximativ 18 luni schimbă semnele. Sunt întotdeauna opuse și mai aproape tot timpul retrograde, deplasându-se în sens invers prin zodiac. Nodurile s-au mutat pe axa Taur-Scorpion în ianuarie acest an și aproximativ un an și jumătate au fost pe axa Gemeni-Săgetător. Ele ne spun o poveste despre locul în care am fost și ce știm, cu ce venim în această existență, nodul sud, față de locul spre care ne îndreptăm și trebuie să facem totul pentru a materializa nodul nord. Cu alte cuvinte, trebuie să dobândim creștere personală. Și în timp ce sunt pe direcția Taur-Scorpion până în iulie 2023, suntem cu toții provocați să ne gândim la modul în care vrem să ne arătăm, să ne provocăm valoarea de sine, să ne promovăm valoarea de sine, să fim mai indulgenți, să formăm și să hrănim legăturile noastre cele mai intime, specifice Taurului, precum și puterea de negociere tipică Scorpionului, care este zodia complementară a Taurului. La fel ca și tranzitul lui Uranus, poziția nodurilor lunare pe axa Taur-Scorpion ne determină să fim foarte clar asupra ceea ce prețuim. Uranus determinat să ne deschidă ochii și să ne împingă spre viitor și nodul nord orientat să ne ajute să identificăm ce avem de făcut pentru a ajunge acolo unde este menit să fim, întâlnirea lor se pregătește să fie cu adevărat șocantă și un adevărat moment spiritual, dacă vreți. Am putea fi forțați să revizuim ceea ce găsim a fi confort și plăcere și să redefinim ceea ce ne aduce sentimentul de siguranță. Și să nu uităm, deoarece Uranus este conducătorul vărsătorului, un semn de aer umanitar, profund orientat spre omenire, acest tranzit ar putea duce la realizări interesante despre cum dorim să ne prezentăm în fața celorlalți,
și cum să profităm de puterea noastră interioară pentru a face lumea într-un fel mai confortabilă pentru ceilalți. Iată, dragii mei, acum ne pregătim să facem previziunile pentru perioada 40 iulie. Atât am avut să vă spun despre luna iulie. Ascultați, puteți să ascultați și să reascultați pe YouTube acest material. Este, să știți că l-am scris cu foarte multă, nu atât grijă, cât atenție, cât încercam să înțeleg eu anumite lucruri și să transcend anumite idei preconcepute ale noastre, ale astrologilor, ca să înțeleg demersul uranian. Are un miros ca după ploaie. Ei, mie îmi place foarte mult, am sentimentul că natura e curățată, că inhalezi un aer cât se poate de curat, de ozonificat, da? Și în condițiile în care ai această percepție în propriul birou, îți creează acea zonă de confort, să o numim așa. E un aparat care eu l-aș mai cumpăra o dată. Începem, bineînțeles, cu semnul berbecului. Știu că sunteți foarte curioși. Păi, berbec comunică, folosește cuvântul pentru a obține ceea ce îți dorești, mai ales că Venus face un sextil cu Chiron luni, fie că găsești oameni potriviți să iei o cafea sau un mentor, iei o cafea cu un mentor sau ești la un curs, poți fi extrem de norocos, deoarece cuvintele tale conduc către realizarea planurilor. Pe măsură ce soarele tranzitează racul, lui se alătură Mercur în sectorul familiei mari și s-ar putea să vrei să fie acasă pentru tine. Este un moment grozav să stai la piscină, să-ți iei liber, întins la soare și să te relaxezi măcar o zi. Nu-ți face griji, vei socializa cu Venus, care încă este în gemeni, și trece prin sectorul comunicării. Aș spune că este moment minunat să-ți adun prietenii, să discutați amiabil cu vecinii sau să faceți un drum scurt pentru a vă vizita frații. Relațional, este interesant, optimistul Mercur intră și el în rac, îți dă o stare de bună dispoziție, ceea ce are efecte pozitive asupra vieții personale. Dacă nu ai făcut o impresie grozavă cuiva la prima întâlnire, încearcă din nou, lucrurile s-ar putea dovedi total diferite acum. Pe măsură ce săptămâna trece, Venus se simte excelent în gemeni, așa că probabil vei dori să faci o mulțime de planuri împreună cu alți oameni. Profesional, perioada începe cu grijă puternică pentru productivitate și rezultate concrete. Statul mai mult la locul de muncă poate aduce beneficii mai târziu, ai putea să te repliezi, să stai pe margine și să asiști pasiv la unele conflicte profesionale, nu te băga în dispute, fii deștept și evită să te implici în lucruri pe care nu le cunoști. Financiar, săptămâna aceasta poți și ar trebui să o faci, să te retragi, să meditezi sau să renaști atunci când lucrurile devin dificile. Ești foarte sensibil la evenimentele lumii, decesiunea a fost și este încă destul de grea pentru tine, așa cum va fi și energia de săptămâna aceasta, fiindu-ți astfel greu să vezi progresele din viața ta financiară. S-ar putea să ți se ceară să-ți reevaluezi o parte din planuri, posibil să reziști ideii, încearcă totuși să mergi cu fluxul dacă vrei ca lucrurile să fie bine. Iar ca sănătate, cred că nu ți-ar strica să faci o ședință de aromaterapie, lasă parfumul de lavandă, trandafir sau lemn de santal să te relaxeze și să te ducă la fiecare nivel, să curețe și să te retrezească ceea ce trebuie retrezit, dar mai mult să-ți vindece corpul. Uleiurile folosite în aromaterapie sunt excelente pentru vindecarea minții, pentru relaxare și pentru un somn odihnitor. Taur. Cu luna în casa iubirii în trigon cu Pluto din casa carierei, ești sensibil la o serie de schimbări care au loc la nivelul instituției sau a firmei în care lucrezi. Pe de altă parte, însă, trigonul cu conjuncția în formare, Uranus, nodul nord,
face din acest tranzit unul încărcat, mai ales dacă tocmai te-ai mutat într-o nouă comunitate. În timp ce discuți cu noi vecini, s-ar putea să-ți dai seama cu cine te vei înțelege și cu cine nu. Ai putea realiza, de exemplu, că unii dintre ei nu cred în intențiile tale bune. Rămâi însă cu picioarele pe pământ. Lumea voastră continuă să se schimbe când Marte trece în Taur și în același timp face un pătrat cu Pluto. Pluto din Capricorn. Lucrurile pe care ți le-ai dorit în secret ar putea să nu fie ceea ce dorești, ceea ce vrei tu să obții pe măsură ce viața ta ia turnuri dintre cele mai diferite. Mai bine fă un pas înapoi și tu și reevaluează-te. Relațional, va veni și timpul tău să iubești, să fii iubit, așa că încearcă să ai răbdare în timp ce vezi cum tot se cuplează în jurul tău. Cam în același timp, Neptun retrograd în domiciliu îți deschide cel de-al treilea ochi, ca să spun așa, și te ajută să realizezi anumite realități pe care le-ai cam lăsat de izbeliște în ultima vreme. Atenție mare la pătratul Venus-Neptun, care te poate face confuz, suspicios și îți poate complica interacțiunile cu cineva care chiar îți place cu adevărat. Nu există motive să fii gelos. Ia vezi ce faci. Profesional, vei fi foarte ocupat. Multe sarcini se te pot face să te deplasezi în mai multe direcții deodată. Fii deștept și întocmește-ți o listă de priorități pentru perioada următoare. Poți participa la un interviu de angajare, dar așteptările mari pot declanșa la rândul lor neînțelegeri sau dezamăgiri. Financiar aș spune că ești imbatabil acum, oportunitățile vin cu ușurință spre tine și te delectezi cu banii pe care îi poți câștiga și economisi. Totul se extinde și este benefic pentru tine, dar așa că asigură-te că ai ceea ce trebuie pentru a te descurca cu responsabilitate. Ca sănătate pot exista anumite argumente contradictorii despre cel mai bun mod de a-ți menține starea de bine interioară. O carte spune un lucru, un program TV spune altceva, singura cale de a ieși, de a afla care este adevărul, cere ajutorul unui specialist care te poate crea un program care să ți se potrivească metabolismului, să se potrivească metabolismului tău. Așa că nu lăsa lucrurile la voia întâmplării. Gemeni. Tu începi săptămâna cu o creștere majoră a stimei de sine și ai putea fi tentat să folosești bunuri materiale pentru a-ți defini valoarea de sine. Sfatul meu este să cauți valoarea în interior. Asigură-te că stăpânești ceea ce deții și nu invers. Reputația te precede, așa că nu așa cum ai sperat, pentru că Neptun retrograd este în sectorul carierei. S-ar putea să ai parte de o trezire nu tocmai plăcută cu privire la imaginea ta publică și să-ți petreci următoarele câteva luni încercând să tot repari pe greșeli. Gândește-te cum te poți pune în cea mai bună lumină, fără însă a părea fals. Relațional, vei căuta să depășești atitudinea obișnuită despre întâlniri la începutul acestei săptămâni. Încă îți dorești mai mult decât o aventură. Soarele este, de asemenea, asociat cu intuiția, având alături pe Lilith în timp ce Jupiter expansiv în berbec, amestecă și îmbină o mulțime de sentimente și de emoții. S-ar putea să te simți ghinionist în dragoste, neputincios a face ceva în privința asta, dar nu cred că este gândul să gândești așa. Nu este momentul să gândești așa. Soarta are propriul drum, așa că las-o să-și facă treaba. Profesional, nevoile familiei ar putea fi o distragere majoră acum. Îți abat atenția de la ceea ce este important la locul de muncă. Fă tot ce poți pentru a echilibra numeroasele cerințe. Energia este bună pentru orice început, inclusiv pentru un interviu de angajare. Nu presupune că știi ce gândesc ceilalți. Lucrurile ar putea fi mai bune decât speri însă. Poți împușca două iepuri dintr-o lovitură împărtășind cu colegii delicii gătite acasă. Financiar, ai un nivel de încredere foarte ridicat și mai ales toate eforturile tale te fac să gândești așa. Dacă încerci să câștigi o promovare pentru munca ta sau pentru un salariu pe măsură,
Să știi că nu vei avea probleme în a-ți convinge șefii. Casa studiilor, a călătorilor și a spiritului de aventură este evidențiată, ceea ce face să te gândești serios la aprofundarea talentelor pe care le ai pentru recompense mai mari și cauți cursuri care să te poți specializa în tot ceea ce îți dorești. Ca sănătate este un moment bun să faci mișcare, alergat, mers cu bicicleta, drumeții în grup. Dacă tu și prietenii tăi sunteți hotărâți să reușiți, vă veți oferi un sprijin puternic unul altul. Este o modalitate excelentă de a duce sănătatea la următorul nivel. Rac. Este anotimpul tău și chiar o simți. Marți este o zi grozavă pentru a te reinventa din perspectiva verii și pentru a-ți arăta tuturor strălucirea interioară. Fie că te rază în cap, îți lași barbă sau doar cunoști oameni noi, pregătește-te să fii tu și să ieși în evidență. Cu toate acestea, marți vezi că aduce și o criză legată de credință. Neptun este retrograd în sectorul filozofiei și a credinței în următoarele luni. Unele convingeri de bază pot fi zdruncinate acum, așa că fii sceptic cu privire la tot ceea ce auzi. Nu crede orbește tot ce ți se spune. Păstrează-ți însă ideile pentru tine, deoarece ar putea exista oameni care vor să ți le fure când Mercur va face pătratul cu Neptun și cu Jupiter. E un pătrat dublu. Nu este care unde, este un pătrat dublu, deci se face odată cu Neptun și apoi cu Jupiter. A afla ceva despre o chestiune privată poate schimba totul pentru tine, inclusiv visele. Relațional, te întreb dacă cineva este cu adevărat interesat de tine sau care sunt adevăratele sale intenții. Încearcă să înțelegi că îndoielile tale au probabil mai mult de a face cu felul în care te simți decât cu acțiunile reale ale cuiva. Neptun retrograd te va încuraja să te gândești la nevoia de a dărui și la modul în care aceasta se leagă cu viața ta amoroasă. Cineva cu care ai lucrat în trecut în calitate de voluntar ar putea reapărea acum, iar comuniunea dintre voi va fi total diferită. Romantismul poate fi pe masă și așa, ca o carte deschisă. Atenție mare la pătratul Marte-Pluto, care poate aduce la suprafață o gândire distructivă și poate strica un lucru bun pe care l-ai deja. Dacă temperamental iei foc acum, cel mai bun lucru pe care îl poți face este să pleci pentru ca lucrurile să nu degenereze. Profesional, te simți foarte creativ și energic. Eu zic că este momentul să-ți arăți ideile și interesele creative. Întâlnirile cu colegii, vorbesc de ideile de serviciu, eforturile de serviciu, de echipă, vor fi domenii în care poți să strălucești. Pot apărea și unele întreruperi neașteptate. Energia sprijină contactele sociale care ajută interesele legate de carieră. Optimismul tău va avea un impact major asupra oricărui mediu de lucru. Financiar, nu ești o persoană cunoscută ca o persoană expertă în finanțe, dar recent ți s-a oferit oportunitatea de a avansa tocmai în domeniul financiar. Evenimentul astral are loc în tema ta natală, asociată cu profesia, cu felul în care te proiectezi în lume și, de asemenea, cum te văd și te percep ceilalți. Așa că eu zic că este momentul să avansezi cu orice proiect care ți-ar putea aduce bani acum sau în viitor. Ca sănătate, eu zic să nu abandonezi exercițiile la sală sau cele de fitness. Accentul se pune pe lucruri în acest moment, în special pe alte lucruri în acest moment, în special pe carieră, cum spuneam. Dacă continui să te scuzi de ce nu mergi la sală, vei pierde toate beneficiile pe care le-ai câștigat. Eu zic că este esențial să-ți creezi un stil de viață propriu, echilibrat și să faci din sănătate o prioritate. Leu. Tu începi săptămâna cu o evadare romantică când Marte face sextil cu Saturn, care stârnește spiritul de aventură. Este un moment excelent pentru a călători departe, pentru a face o excursie sau pur și simplu pentru a face ceva nou cu partenera ta care să vă aducă mai aproape. Cu toate acestea, vezi că s-ar putea să-ți dorești să petreci zilele săptămâna asta, zilele săptămânii acestea mai mult singur.
accentul se pune pe sectorul inconștientului și va trebui să începi să ai grijă de acele răni emoționale pe care le-ai ignorat. Vindecă-te acum ca să te poți bucura mai târziu. Renunță la naivitate și la credulitate cu Neptun retrograd în casa 8-a transformării. În următoarele luni, aș zice să arunci o privire mai atentă la ceea ce este inconfortabil pentru a-ți schimba viața în mai bine. Relațional, cauți loialitate și siguranță, dar orgoliul tău are de suferit atunci când cineva nu-ți întoarce afecțiune. Așa că s-ar putea să nu fii atât de dornic să încerci ceva nou. Eu zic să-ți iei un minut și să-ți lingi rănile. Pătratul iritant dintre Soare și Jupiter restabilește încrederea pentru un timp, dar poate aduce și dezamăgire. Și ai putea continua așa de mai multe ori pe parcursul săptămânii. Profesional este o perioadă foarte productivă. Capacitatea ta de a gestiona și de a reorganiza lucrurile te va face să-ți identifici prioritățile și să rămâi la sarcinile de rezolvat în cea mai mare parte. Există unele provocări interpersonale care nu te preocupă cu adevărat. Încearcă să păstrezi distanță. Este un moment ideal pentru a-ți îmbunătăți mediul de lucru sau pentru a stabili contacte cu clienții care îți susțin interesele. Financiar, probabil ai prefera să nu-ți faci grijă pentru bani, mai ales în această săptămână, dar din moment ce este o parte necesară a vieții, fă-ți griji pentru lucruri mai mari, cele pe care nu le poți controla. În acest moment, viața ta financiară este mai mult idei decât realitate, datorită aspectelor care au loc în casa 12 a minții inconștiente și a legăturilor cu viețile trecute. Eforturile de a face modificări serioase în situația financiară ar putea avea nevoie de mai mult timp pentru a se dezvolta. Ca sănătate, oferă-ți spațiu pentru a stabili obiectivele pentru perioada următoare. Deși s-ar putea să nu ai chef să faci exerciții sau să te antrenezi acum, poți folosi timpul pentru a decide cum să abordezi cel mai bine problemele de sănătate și cum să te menții în formă. Este important să găsești ceva cu care să te simți acasă. Fecioara. Măi, uite, marți este un moment numai bun pentru a-ți ajuta comunitatea. Soarele se află în sectorul social, încurajându-te să fii schimbarea pe care tu vrei să o vezi la alții. Adună-ți prietenii și organizează un program de voluntariat pentru a face din orașul tău un loc mai bun. Cu toate acestea, în timp ce salvezi lumea, s-ar putea să descoperi că relațiile tale nu sunt deloc roz, mai ales că Neptun este retrograd în casa parteneriatelor. Totuși, este un moment bun pentru a-ți analiza relațiile și pentru a vedea dacă totul este ok. S-ar putea să-ți fie greu să negociezi ceva pe pătratul dintre Mercur și Neptun. Ar putea fi greu să asiguri parteneriatul visat dacă nu poți ajunge la un acord cu privire la condițiile profesionale. Fii pregătit să pleci dacă lucrurile nu sunt corecte. Relaționant, nu ești mai expresiv acum, așa că nu este chiar distractiv când izbucnești în lacrimi într-un minut acum și râzi în clipa următoare. Crezi că este dragoste? Dacă cineva te face să simți asta, s-ar putea să iei, trebuiască să iei în considerare și această posibilitate. În același timp, Neptun retrograd poate pune multe lucruri în perspectivă dacă ești dispus să înfrunți adevărul. Ai încredere în fapte pentru că instinctul tău ți-ar putea spune cum să treci peste situația în care te găsești și cum să găsești soluții este important. Profesional, perioada promite să fie un amestec de contacte sociale pozitive cu un mediu mai serios sau limitat. O persoană foarte autoritară încearcă să gestioneze timpul de muncă în modul în care nu te-ai așteptat. Ciocnirea de idei poate duce la creșterea tensiunii dacă vrei să soluții de compromis. Nu te lăsa condus de resentimente. Nu este corect și va funcționa împotriva ta. Financiar, când vine vorba despre bani, de obicei știi cum să ieși, să-i faci și să-i cheltuiești. Poți fi o putere când vine vorba despre chestii ecologice. Aruncă o privire la ceea ce aduci la masă mai bine decât alții, fie că este vorba despre locul de muncă, despre ideile tale sau într-o relație legată de bani.
s-ar putea să fii surprins să descoperi că este mai mult decât ai crezut. Așa că poți folosi acest talent pentru a încasa mai târziu. Ca sănătate, uneori lucrurile mărunte contribuie mai mult la sănătatea generală decât orice rutină majoră pe care o poți institui. Poate fi vorba despre decizia de a bea o cafea sau un suc odată la lună, alcool sau lapte, ori să mănânci cartofi prăjiți cu salată dimineața. Dacă poți face alegerile mici corect, atunci vei evita marile probleme de sănătate. Balanță. Vara este aici, dar ești mai concentrat pe atingerea obiectivelor personale decât să mergi la plajă. Săptămâna aceasta ești încurajat să te gândești la obiective pe termen lung pe care vrei să le atingi în următoarele 6 luni. Marți este o zi bună ca să-ți dai seama ce obiceiuri te rețin. Neptun este retrograd în sectorul rutinelor și relațiilor de zi cu zi. Ai putea să realizezi că obiceiurile tale cotidiene, de fapt, te rănesc. Mai bine, în următoarele luni, încearcă să te eliberezi de toate deprinderile și obiceiurile proaste, astfel încât să faci lucrurile cum trebuie. Cu toate acestea, nu uita să te distanțezi puțin în weekend, mai ales că Mercur face un trigon cu Saturn. N-ar strica să devii puțin obraznic cu iubita, iubitul, făcând orice te face să te simți bine, atât în dormitor cât și în afara acestuia. Relațional, cu siguranță vei căuta dragoste la începutul săptămânii, dar la fel de bine s-ar putea să nu o cauți acolo unde trebuie. Aproximativ în aceeași perioadă, ești expus la o mulțime de realități dure. Încă fabulezi și idealizezi, dar este mult mai greu să ții pasul atunci când ai dovezi concrete care arată contrariu. Pătratul Mercur-Neptun ar putea să încurajeze comunicarea dintre tine și cineva care îți place, dar în scurt timp ai să-ți dai seama că nu este un potrivit pentru tine. Profesional, există potențialul unei ciocniri de voințe puternice cu cineva care este la fel de încăpățânat ca și tine. Ar putea exista o neînțelegere, dar și o înșelăciune în același timp. Asigură-te că ceea ce vrei este ceea ce se întâmplă de fapt. Posibil să fie nevoie mai puternică decât de obicei să renunți la ceva ce nu-ți mai este de folos. Fii gata să-ți schimbi planurile în ultimul moment. Financiar, cred că treci printr-o criză financiară, aproape toți promiți mai puțin sau deloc nu se țin de cuvânt. Când vine vorba despre schimbări, în ce privește locul de muncă sau cariera, sau afli foarte greu despre un post foarte bine plătit. Deși s-ar putea să nu te simți prea bine acum, curentele subterane planetare îți schimbă viața interioară în modul special și mai ales abilitatea de a face bani în viitor. Ca sănătate, hotărârea de a te distra și de a-ți termina munca poate face ravagii cu sistemul tău nervos. Ai grijă deosebită la sănătatea ta dacă vrei să te distrezi și să-ți îndeplinești și obligațiile. Mănâncă frugal și încearcă să nu bei alcool nici pe stomacul gol și nici când este foarte cald. Mai presus de toate, relaxează-te. Scorpion. Începutul săptămânii te încurajează să afli mai multe despre rădăcinile tale culturale. Este un moment ideal pentru a afla mai multe despre locul din care vii. Începe prin a explora istoria familiei pentru a face noi descoperiri. După ce ai petrecut luni de zile creând, s-ar putea să-ți vezi munca cu un ochi mai critic acum, mai ales că Neptun este retrograd în sectorul creativității. Deși ar putea fi frustrant să-ți vezi punctele slabe, nu renunța la ceea ce știi să faci. În schimb, fii deschis la învățare. Săptămâna ta se încheie într-o notă foarte intensă, dar frustrantă, când Marte face pătrat cu Pluto din Capricorn. Ai depus eforturi serioase în ultimele săptămâni, dar, din păcate, nu primești laudele pe care le meriți, pe bună dreptate. Comunicarea greșită îți îngreunează viața și productivitatea ta ar putea avea de suferit. Relațional, te simți destul de fericit singur. Propria independență este importantă pentru tine, iar acest aspect te susține și îți dă încrederea de a merge mai departe cu propriile planuri, în ciuda a ceea ce cred alții. Ești destul de supărat din cauza unui fost sau fostă și te repezi să analizezi de ce relația nu a funcționat.
Privind vechile fotografii din vremurile bune sau urmărindu-le conturile de pe rețelele de socializare, îți dai seama că nu te simți bine făcând acest lucru, mai ales că este cât se poate de evident că au trecut mai departe și că nu le pasă de relația cu tine. E, aici să ai un pic grijă. Profesional, este o săptămână plină de energie. Este atât productivă cât și satisfăcătoare din punct de vedere emoțional. Farmecul personal și persuasivitatea sunt puternice. Îți poți explica ideile cu ușurință pentru a conduce un efort de echipă. Nu neglija micile detalii. Poate că n-ar strica să faci ceva doar de dragul de a face bine. Așa că, mai ales zic eu, să ai răbdare. Financiar îți place să câștigi bani doar pentru a-i putea cheltui. E bine, acum comunicarea este mai bine țintită legat de o nouă oportunitate de a face bani. Caută domenii cum sunt activitățile de distracție, distractive, copiii și chiar dragostea pentru a găsi noi modalități de a aduce mai mult în fiecare lună. Ca sănătate, încearcă să gândești o varietate de meniuri care să nu fie prea dificile pentru sistemul tău digestiv. Redu grăsimile, fii dispus să incluzi în alimentație mai multe legume și fructe. Dacă poți avea deserturi cât mai sănătoase, va fi și mai bine. Nu trebuie să te simți ca și cum ai fi giftuit după ce mănânci. Săgetător. Ei bine, săptămâna ta începe într-o notă foarte plăcută. Marte face sextil cu Saturn din Vărsător. Dacă vrei ceva puțin mai diferit în viața sentimentală, spune-i partenerului tău. Nu este nevoie să fii jenat. Ți-ar putea schimba relația în bine și te-ar putea face mai fericit. Săptămâna continuă să devină și mai intimă, marți. Este un moment grozav pentru a face curățenie printre sentimentele tale și pentru a rupe unele taburi care te-au reținut. Poate fi o perioadă de renaștere atât pentru tine, cât și pentru relația ta. Cu toate acestea, nu totul este despre dragoste în această săptămână, mai ales că Neptun retrograd este în sectorul familiei. Problemele domestice ajung în cele din urmă la un punct culminant când realizezi că în casa ta lucrurile nu sunt chiar atât de fericite cum credeai. Relațional, a zice să începi să faci pași cât mai siguri pentru a-ți atinge obiectivele. Concentrează-te pe viitor și nu pe trecut. Neptun retrograd în domiciliu îți aduce în atenție câteva lucruri la care ai încercat să nu te mai gândești în ultima vreme. Dar visele tale ar putea fi pline de teme recurente, alarmante și să aibă un simbolism aparte, dar asta nu este un motiv de panică. Lasă subconștientul să rezolve lucrurile în timp ce tu dormi. Profesional este un moment puternic în care vei munci foarte mult. Săptămâna aceasta, abilitățile tale de a te concentra asupra sarcinilor care nu sunt pline de farmec, dar sunt necesare, va fi apreciată. O bună comunicare este cheia pentru cele mai bune rezultate. S-ar putea să ai ocazia să ajuți pe cineva mai puțin calificat. Identifică zonele care necesită revizuire. Procedurile pe care le configurezi acum vor fi utile mai târziu. Financiar, săptămânile anterioare ai început să te simți parcă mai viu, mai plin de viață, iar acum ești gata să înflorești. Acest lucru este valabil și pentru viața ta financiară. Problemele legate de bani și de valori, cum sunt casa, mama, euul, interior, sunt evidențiate în această săptămână. Deși familia poate fi o sursă de cheltuieli neașteptate, privește partea bună a lucrurilor. Important este să vedem cum abilitățile și talentele tale îți pot aduce mai mulți bani în următoarele luni. Ca sănătate, perioada poate fi este într-un fel energică, și la fel de bine poate genera lucruri la care nu te aștepți. Dacă familia și prietenii sunt în vizită, nu înseamnă că trebuie să te odihnești suficient pentru asta. Dacă poți scăpa și petrece ceva timp singur, te va ajuta să-ți reîncarci bateriile și să te reconectezi cu centrul inimii. Vei fi mai relaxat, așa că ea zice să-ți oferi și o pauză. Capricorn. La tine dragostea plutește în aer vara asta. Ești încurajat să ceri cuiva să iasă cu tine sau să duci lucrurile la următorul nivel într-o relație, astfel încât să te poți
poți începe sezonul într-o notă pozitivă. Cu toate acestea, exprimarea iubirii ar putea fi dificilă, pentru că ți este greu să spui ceea ce simți cu Neptun retrograd în casa comunicării. În următoarele câteva luni, îți vei da seama de stilul tău, că stilul tău obișnuit de a comunica nu mai funcționează și că trebuie să te exprimi altfel pentru a obține ceea ce dorești. Din păcate, săptămâna se termină cu o ceartă în familie, când Marte face pătrat cu Pluto în semnul tău. De ce? Pentru că familia se amestecă din nou în treburile tale, frustrându-te. Deși s-ar putea să simți că o bătălie a orgolilor este o bătălie a orgolilor, încearcă să nu spui lucruri pe care le vei regreta mai târziu. Relațional, combinația dintre stăpânul tău din Vărsător, care face sextil cu Marte la începutul săptămânii, te împinge să marșezi pe scenarii romantice destul de fanteziste. Nu ți asculta prietenii când îți spun că nu poți face, că nu poți face ceva, deoarece cu siguranță poți să o faci. Te simți nostalgic și sentimental la mijlocul săptămânii, ceea ce face din acesta un moment bun pentru a ajunge din urmă pe cineva din trecut. Mesajele sau SMS-urile cuiva de care te-ai despărțit în relații bune poate duce la mai mult decât la o simplă discuție, fii însă sincer cu privire la sentimentele tale. Profesional este un moment bun pentru a crea rețele și a stabili contacte utile. Străinii sau persoanele cu studii suplimentare pot fi cei mai buni aliați ai tăi. Mă refer la specialiști, asta am vrut să zic. Munca în echipă este necesară pentru a face treaba mai bună. Concurența te poate ajuta să te înțelegi mai bine pe tine și pe ceilalți. Există acea diferență sănătoasă de opinie de care este nevoie. Financiar, posibil să te bucuri de o atmosferă senină, dar fermă când vine vorba despre bani. Planeta iubirii, acceptării și creativității îți cere să fii persoana pe care toată lumea o vede ca având succes și un standard de viață și moral ridicat. Ești un model pentru ceilalți, chiar dacă s-ar putea să nu realizezi încă. Oamenii văd potențialul din tine și s-ar putea să auzi asta de la cineva care te poate face să te simți grozav. Ca sănătate, nu sunt multe de spus, nu ai de ce să-ți faci griji în perioada aceasta. Munca grea a fost deja făcută, acum poți să te relaxezi, să începi să revii la rutina normală. Eu zic că este timpul să lucrezi la obiectivele de sănătate pentru următoarele luni, ca să poți să treci la următorul nivel. Vărsător, tu începi săptămâna într-o notă productivă. Este un moment minunat pentru a-ți crea obiceiuri pozitive, de la curățenia regulată a casei până la începerea unei rutine în ce privește mișcarea dimineața. În timp ce te concentrezi pe obiceiuri mai bune, fii atent la bani, cu Neptun retrograd în sectorul valorilor. S-ar putea să realizezi că nu ai atâția cât credeai și că trebuie să câștigi mai mult pentru a-ți îndeplini visul sau a-ți îndeplini planurile. Închei săptămâna într-o notă creativă. Mercur este în trigon cu Saturn, încurajându-te să ai un hobby creativ. Te-ar putea ajuta să descoperi o nouă formă de autoexprimare sau să-ți dezvolți abilitățile artistice. Relațional, nu-ți place să-ți arăți emoțiile, dar acum este aproape ca și cum nu ai avea de ales. Ți-ar plăcea să eviți adevărul, dar când cineva se uită în ochii tăi și te întreabă cum te simți, pur și simplu nu poți evita să nu devii sentimental. Cam în același timp, însă pătratul Soare-Jupiter te aruncă într-o stare de confuzie în ceea ce privește viața sentimentală. Lucrurile sunt mult mai probabile decât credeai. În ciuda planurilor tale bine puse la punct, trebuie să te descurci cu ceea ce îți oferă Universul. Profesional, s-ar putea să te simți un pic stresat acum. Oamenii care au putere sunt mai pretențioși și mai ales critici și te pot dezechilibra sentimental. Fă-ți treaba fără a te aștepta la recompense. Când cei din jurul tău par să-și piardă capul, tu îl poți păstra pe al tău. Fă ceea ce se așteaptă de la tine și evită să iei parte la controverse. Atmosfera se va limpezi curând. Curăță și organizează spațiul de lucru pentru a fi mai eficient. Financiar, deși punctele tale dominante de viață nu sunt întotdeauna asociate cu banii, știi cum să-ți faci talentele observate. În același timp, te bucuri de o explozie de energie, dar nu stai chiar așa de strălucit la capitolul bani. În câteva luni, însă, lucrurile devin mai roz
Deocamdată îți sugerez să ții cursul chiar dacă nu pare prea, prea luminos. Adică pare prea, mai degrabă pare plictisitor. Ca sănătate pare să-ți ocupe mult timp și energie dacă ai de-a face cu probleme în desfășurare. Poate fi necesar să te ocupi de ea acum. Este timpul să revii la un mod mai simplu de a mânca, care să permită corpului tău să-și revină și să-ți recapeți ritmul natural. În sfârșit, pești, începi săptămâna într-o notă foarte plăcută. Este un moment excelent pentru a intra în legătură cu sentimentele tale și pentru a te exprima prin pasiune creativă, de la a face terapie prin artă, la începerea unui nou proiect până la redecorarea spațiului, te vei simți conectat la emoțiile tale, la propriile emoții. Găsirea unor forme creative de autoexprimare te va ajuta să-ți dai seama de propria identitate. În următoarele câteva luni s-ar putea să te vezi într-o lumină mai dură. Nu uita să fii amabil cu tine în timpul crizei de identitate. Cu toate acestea s-ar putea să nu fie ușor, deoarece vari situații de familie ți-ar putea afecta stima de sine cu Mercur împătrat cu Neptun. Ai vise mari, dar familia ta continuă să te descurajeze. Relațional vei căuta noi relații cu oameni relativ siguri săptămâna aceasta. Da, acel cuvânt relativ siguri este subiectiv. Îndată ce vezi pe cineva care are potențial de a te răni în vreun fel, îți vei da seama că nu este potrivit pentru tine. Neptun călătorește prin semnul tău, este retrograd și îți reamintește să nu te arunci cu capul înainte într-o poveste de dragoste apărută așa, din senin sau cât ai pocnit din degete. Cu acest tranzit revelator ai putea fi tentat să te întorci la un fost sau să te răsfeți, comportându-te ca atare, însă imediat vei simți în sufletul tău un mare gol. Profesional este un moment puternic. Așteaptă-te la armonie și optimism. Concentrarea pe serviciu, excelent pentru clienți, va câștiga prin răspunsul pozitiv din partea tuturor celor implicați. Dacă încă ești în căutarea unui loc de muncă nou sau mai bun, acum ai șansa unui nou început. Asigură-te că incluzi toate detaliile experienței tale anterioare. Persoanele aflate în poziții de autoritate au nevoie de o manipulare atentă. Problemele trebuie rezolvate acum. Financiar, ești centrul tău social sau al grupului de lucru. Tu ești cel pe care toată lumea îl caută pentru a găsi idei și activități noi care să-i pot ajuta din punct de vedere financiar. Dacă te simți copleșit, ia-le pe rând. Ești mai mult decât pregătit să dai bogăția altora, dar și ție. În schimb, nu ești responsabil pentru alții, dar poți avea niște contacte valoroase cu ei. Ca sănătate, perioada care urmează este foarte bună pentru tine. Nimic nu pare să strice perspectivele. Dacă vrei să faci pași către obiectivele tale de sănătate, fă mișcare. Orice formă de exercițiu cu o componentă spirituală îți va crește energia și îți va permite să te simți calm și centrat. Și fă-ți din asta un obicei. Iată, dragii mei, acestea au fost previziunile. Eu vă doresc să aveți un weekend plăcut. Nu chiar așa de înnăbușitor cum este acum, oricum se anunță furtuni zilele astea. Dar eu zic că lucrurile se pot termina cu bine. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare, la aceeași oră, duminica, la ora 20, pe YouTube, și să discutăm despre problemele noastre. Dumnezeu și astrele să vă binecuvânteze destinul. Seară bună! Bine v-am regăsit, oameni buni! Este prima filmare oficială de la mine de acasă. Vă invit la mine oricând să vedeți ceva cosmic, fiindcă cyberspace-ul meu, universul meu tehnologic, se mărește cu acest dispozitiv.
adus din cosmos. Nu este deloc o glumă, e vorba de o invenție rusească, militară, și vă spun de cosmonauți și de cosmos, fiindcă legendarul nostru cosmonaut, avem și noi românii un singur cosmonaut, în persoana domnului Dumitru Prunaru, el prezintă acest aparat în România, el l-a adus, să spunem așa, și trebuie să avem toată încrederea. Nu numai atât, eu de când îl am, văd că merge exact cum ați mai citit sau și eu mai mă documentasem pe internet. Adică vă ajută foarte tare cu tot felul de bacterii, de mucegai, tot ceea ce aveți dumneavoastră prin casă, vă incomodează și nu știți cum să scăpați de aceste nenorociri. Asta în ceea ce privește aerul. Deci orice fel de noxe din aer, robotul ăsta deștept, să spunem așa, le rezolvă. Nu mai stați cu frică în vremurile astea tulburi în care vă gândiți în fiecare moment că dumneavoastră sau membrii ai familiei dumneavoastră se pot îmbolnăvi oricând. Mai bine băgați în priză un imunocub și scăpați de toate problemele. Și veți simți exact aerul ăla de munte puternic sau aerul de lângă briza mării și de asemenea gustul alimentelor atunci când folosiți imunocubul va fi gustul ăla de pe timpuri, atunci când totul mirosea bine, avea un gust frumos și viața era foarte, foarte frumoasă și mult mai relaxată decât astăzi. Pentru sănătatea și siguranța familiei mele, eu am ales imunocub. Nu ratați imunocub, fiindcă nici nu știți ce pierdeți.